Puterea este în interiorul tău, reprogramarea minții subconștiente. Gândurile pe care le emitem noi se acumulează în subconștientul nostru, iar atunci când ne așteptăm mai puțin, ele pot ieși la suprafață. De aceea, atunci când ne reprogramăm mintea, este cât se poate de normal și de natural să avansăm câțiva pași, apoi să revenim de unde am plecat pentru a avansa apoi din nou câțiva pași. Acest joc face parte integrantă din practică. Nu cred să existe vreo îndelenicire nouă pe care cineva să o poată învăța perfect în primele 20 de minute de practică. Îți mai aduce aminte cum a fost atunci când ai învățat cum să utilizezi un calculator? Cât de frustrat te-ai simțit? Ai fost nevoit atunci să înveți cum funcționează el și care sunt legile sistemului său de operare. Eu una mi-am numit calculatorul Doamna Magică, întrucât atunci când i-am învățat regulile, el a început să funcționeze ca prin magie, făcând lucruri pe care nu le-aș fi crezut niciodată în stare. În schimb, în timpul procesului de învățare m-a silit de multe ori să-mi corectez greșelile, ștergându-mi pagini întregi lucrate, pe care trebuia să le scriu apoi din nou. Aceste greșeli m-au ajutat însă să învăț. Dacă dorești să curgi la unison cu curentul vieții, să te lași dus de val, cum s-ar spune, tu trebuie să devii conștient de faptul că subconștientul tău funcționează la fel ca un computer. Tu nu poți scoate decât ceea ce introduci în el. Dacă introduci gânduri negative, nu vei avea parte decât de experiențe negative. Tu ai nevoie de timp și de practică pentru a învăța acest nou mod de a gândi. Atunci când înveți ceva nou și vechiul tipar revine în mintea ta, tu nu trebuie să spui, of, nu am învățat nimic, ci, foarte bine, haide să mai încerc o dată. La fel dacă ai lucrat pentru eliminarea unui tipar vechi, cum ai putea ști dacă acesta a dispărut cu adevărat din subconștientul tău, dacă nu te supui unui test? De aceea, pune-te din nou în vechea situație și observ cum reacționezi. Dacă reacționezi exact ca în trecut, înseamnă că nu ai învățat cu adevărat această lecție, așa că trebuie să continui să lucrezi asupra ei. La asta se rezumă totul. Noi avem nevoie de aceste mici teste pentru a vedea cât de mult am progresat în realitate. Ori de câte ori repetăm afirmații noi, noi ne oferim șansa de a reacționa diferit. Indiferent dacă este vorba de o chestiune de sănătate, de o problemă financiară sau relațională, dacă reacționăm într-un mod diferit la aceeași situație, înseamnă că ne aflăm pe calea cea bună, care va conduce către o situație complet diferită. De aceea ne putem focaliza atenția asupra altor domenii de viață. Și încă un lucru pe care doresc să-l subliniez. Noi lucrăm întotdeauna cu straturi din ce în ce mai profunde ale problemei. La un moment dat putem ajunge la un platou spunând, am reușit. În final, vechea problemă iese din nou la suprafață, iar noi ne accidentăm sau ne îmbolnăvim. În astfel de cazuri, noi trebuie să vedem ce convingeri se ascund sub suprafața aparențelor. Este posibil să fim nevoiți să ne continuăm lucrul cu noi înșine, însă pe un nivel mai profund. Chiar dacă o veche problemă asupra căreia ai lucrat revine în viața ta, nu trebuie să crezi că nu ești suficient de bun. În cazul meu, după ce am descoperit că nu sunt deloc o persoană rea, numai pentru că mă confrunt din nou cu o problemă veche pe care am crezut că am rezolvat-o, mi-a fost mult mai ușor să merg mai departe. Am învățat astfel să-mi spun, te descurci foarte bine. Iată cât de departe ai ajuns. Ai nevoie doar de mai multă practică și nu uita că te iubesc. Eu cred că toți oamenii decid să se întrupeze pe această planetă în anumite locuri și în anumite momente. Noi am ales să venim aici pentru a învăța anumite lecții particulare, astfel încât să putem avansa pe calea evoluției spirituale. Una din modalitățile prin care îi putem permite procesului vieții să se desfășoare într-o manieră pozitivă și echilibrată în cazul nostru, constă în a ne declara propriile adevăruri personale. Optează pentru renunțarea la convingerile limitatoare care te-au împiedicat până acum să te bucuri de beneficiile pe care ți le-ai dorit. Declară-ți deschis intenția de a șterge din mintea ta toate tiparele mentale negative. Renunță la temeri și la poverile trecutului.
A trecut mult timp de când am adoptat personal următoarele idei, care au funcționat perfect în cazul meu. Tot ceea ce trebuie să știu mi este revelat. Tot ceea ce am nevoie vine la mine la momentul potrivit și în locul potrivit. Viața este o bucurie și este impregnată de iubire. Sunt o ființă plină de iubire, demnă de a fi iubită și cu adevărat iubită. Sunt sănătoasă și plină de energie. Trăiesc în prosperitate. Îmi propun să mă schimb în bine și să cresc din punct de vedere spiritual. Totul este bine în lumea mea. Viața m-a învățat că noi nu ne putem păstra non-stop pozitivitatea și mă includ și pe mine în această categorie. De aceea, atât cât îmi stă în puteri, eu îmi vizualizez viața ca pe o experiență minunată și plină de bucurie. De foarte mult timp mi-am impregnat adânc în subconștient ideea că sunt în siguranță, până când aceasta a devenit o lege pentru mine. Eu cred că tot ce am nevoie să știu mi este revelat, ceea ce înseamnă că trebuie să-mi țin ochii și urechile larg deschise. Îmi amintesc că în perioada când am fost bolnavă de cancer, mi-au trecut prin minte că reflexologia m-ar putea ajuta foarte mult. Într-o seară m-am dus la o conferință oarecare. De regulă mă așez în primul rând, întrucât îmi place să stau cât mai aproape de vorbitor. De data aceasta am simțit însă impulsul să mă așez undeva în spate. În secunda următoare, lângă mine s-a așezat un reflexolog. Am început să stăm de vorbă și am aflat cu această ocazie cu ce se ocupă și faptul că face inclusiv vizite la domiciliul clientului. În acest fel, nu am mai fost nevoită să-mi caut un reflexolog, întrucât a venit acesta la mine. Am de asemenea convingerea că tot ce am nevoie vine la mine la momentul potrivit și în locul potrivit. Ori de câte ori mi se pare că ceva nu merge bine în viața mea, mă gândesc imediat. Totul este bine, nu am nicio problemă. Știu că totul este perfect în viața mea. Aceasta este doar o lecție, o experiență, dar voi trece cu ușurință de ea. Cu siguranță ea servește întru totul binelui meu suprem. Totul este bine, respiră profund, este în regulă. Fac de asemenea tot ce-mi stă în puteri pentru a mă calma, după care mă gândesc în mod rațional la ceea ce se întâmplă. În acest fel am reușit să trec cu bine de toate momentele dificile din viața mea. Uneori îmi ia ceva timp, dar de cele mai multe ori ceea ce părea inițial a fi un dezastru se dovedește în final o veritabilă binecuvântare pentru mine, sau cel puțin nu se dovedește o catastrofă atât de mare cum mi se părea la început. În realitate, fiecare eveniment reprezintă o experiență din care avem ceva de învățat. Îmi place să practic cât mai mult dialogul interior pozitiv dimineața la prânz și seara. Mi-am deschis foarte mult inima și practic cât de des posibil iubirea față de sine și față de ceilalți oameni. În acest fel, iubirea mea se dilată tot timpul. Astfel, ceea ce fac astăzi este mult mai intens decât ceea ce făceam acum 6 luni sau acum 1 an. De asemenea, sunt ferm convinsă că pentru 1 an de acum înainte, conștiința și inima mea vor fi încă și mai puternic dilatate și implicit că trăirile mele vor fi mai intense. Pornesc întotdeauna de la premisa că ceea ce cred în legătură cu mine va deveni cândva adevărat. Așa că optez numai pentru convingeri cât mai plăcute, legate de ființa și de viața mea. A existat o vreme când procedam exact pe dos. De aceea consider că m-am maturizat, dar continui să lucrez cu și mai multă perseverență asupra ființei mele. De asemenea, eu cred în meditație. Din punctul meu de vedere, meditația înseamnă să stai relaxat și să-ți blochezi dialogul interior o perioadă suficient de lungă de timp pentru a putea auzi vocea înțelepciunii tale interioare. Atunci când meditez, obișnuiesc să-mi închid ochii, după care respir profund și îmi pun următoarea întrebare. Ce anume trebuie să știu? După care ascult pur și simplu. Alte întrebări pe care mi le pun uneori sunt ce trebuie să învăț sau în ce constă această lecție. Sunt situații în care ni se pare că trebuie să rezolvăm ceva în viața noastră, dar în care nu trebuie de fapt decât să învățăm ceva. Atunci când am început să meditez pentru prima dată în viață, în primele 3 săptămâni am avut dureri îngrozitoare de cap. Meditația era ceva absolut neobișnuit pentru mine și se împotrivea tuturor programelor mele interioare obișnuite.
Am continuat totuși să o practic cu încăpățânare, iar durerile de cap au dispărut în cele din urmă. Dacă atunci când meditezi la suprafața conștiinței tale se ridică o cantitate foarte mare de negativitate, înseamnă că aceasta simte nevoia să se ridice la suprafață și profită de cel mai mic prilej pentru a o face. Din acest punct de vedere, liniștirea minții este un prilej ideal. Dacă te afli în această situație, vizualizează-ți negativitatea dispersându-se pur și simplu. Nu încerca să te lupți cu ea. Las-o să iasă în continuare, atât timp cât simte această nevoie. Dacă adormi în timp ce meditezi, nu este nicio problemă. Lasă-ți corpul să procedeze așa cum crede de cuvință. În timp, el se va echilibra și va accepta să rămână conștient în timpul meditației. Reprogramarea vechilor convingeri negative este o metodă foarte puternică. Una dintre cele mai bune modalități prin care o poți practica este aceea înregistrării unei benzi cu propria ta voce, rostind afirmațiile dorite. Rulează apoi această casetă în timp ce dormi. Ea va avea un mare impact asupra subconștientului tău, întrucât acesta îți va recunoaște propria voce. O metodă cu efecte încă și mai puternice constă în înregistrarea vocii mamei tale care spune cât de minunat ești și cât de mult te iubește. După ce ai făcut înregistrarea, cel mai bine este să îți relaxezi corpul înainte de a începe reprogramarea. Mulți oameni practică relaxarea concentrându-se succesiv asupra diferitelor părți corporale, începând cu vârfurile degetelor de la picioare și avansând gradat către creștetul capului. Ei își contractă inițial mușchii din zona asupra căreia se concentrează, după care îi relaxează. Orice procedeu ai adopta urmărește să elimini toate tensiunile din corp. Eliberează-te inclusiv de emoții. Intră astfel într-o stare de deschidere și de receptivitate. Cu cât vei fi mai relaxat, cu atât mai ușor îți va fi să receptezi noile informații. Reține! Tu ești singura persoană care deține controlul asupra ta și te afli întotdeauna în siguranță. Este minunat să asculți benzi înregistrate, să citești cărți de autoperfecționare și să-ți repeți afirmațiile, dar ce faci în restul de 23 de ore și 30 de minute care îți mai rămân din ziua respectivă? De fapt, aceasta este perioada cea mai importantă a zilei. Dacă stai jos și meditezi, după care te ridici, te duci la muncă și începi să țipi la cineva, subconștientul tău va primi mesaje contradictorii. Meditația și afirmațiile au rostul lor, dar celelalte momente ale zilei sunt la fel de importante. Consideră îndoiala un prieten care are rolul de a-ți aduce aminte. Mulți oameni mă întreabă dacă își rostesc corect afirmațiile sau dacă evoluează în vreun fel. Eu îi învăț să își privească îndoielile dintr-o altă perspectivă decât până acum. Convingerea mea este că mintea subconștientă și are sediul în plexul solar, locul în care se acumulează toate sentimentele instinctuale. Atunci când în viața ta se petrece ceva subit, nu ți se întâmplă să simți o senzație puternică în acest loc? Plexul solar este locul în care depozităm noi toate emoțiile noastre. Încă de când eram copii, toate mesajele pe care le-am primit, tot ce am făcut, toate experiențele pe care le-am trăit și tot ce am spus vreodată, totul a fost depozitat într-un sertar din plexul solar. Personal îmi place să-mi imaginez câteodată că în interiorul acestui plex există niște funcționari mititei și ori de câte ori emitem un gând sau trăim o experiență, ei îndosariază acest gând sau această experiență într-un dosar pe care îl pun apoi la locul potrivit. Foarte mulți oameni au de pildă dosare intitulate "Nu sunt destul de bun" sau "Nu voi reuși niciodată" sau "Nimic din ceea ce fac nu-mi iese". Ei sunt pur și simplu îngropați sub aceste dosare. Dacă încep brusc să repete afirmații de genul "Sunt un om minunat" și "Mă iubesc pe mine însumi", micuții funcționari nu prea știu ce să facă cu ele. "Ce-i asta?" se întreabă ei intrigați. Unde trebuie să introducem acest dosar? Până acum nu am mai avut niciodată de a face cu un astfel de gând. De aceea funcționarii îndosariază noul gând la rubrica "Îndoială". "Hei, îndoială", îi strigă ei, "vino și vezi despre ce este vorba". Și astfel îndoiala preia noul mesaj și întreabă mintea conștientă, "Ce este asta?"
De când te cunoaștem, tu ne-ai transmis întotdeauna cu totul alt fel de mesaje. La nivel conștient, noi putem reacționa în două feluri. Îi putem spune îndoielii: o, ai dreptate, am greșit. Nu sunt bun de nimic, îmi pare rău, am greșit mesajul. Revenind apoi la vechile noastre obiceiuri, sau îi putem spune: nu mai am nevoie de vechile mesaje. Iubirea este noul cuvânt de ordine. Spune îndoielii să înceapă un dosar nou, întrucât vor urma foarte multe mesaje de iubire de acum înainte. Învață să-ți tratezi îndoiala ca pe un prieten, nu ca pe un dușman, și mulțumește-i pentru că încearcă să lămurească lucrurile. Nu contează cu ce te ocupi în această lume, nu contează dacă ești președinte de bancă sau spălător de vase, soție, casnică sau marinar. Oricine ai fi, tu ai în lăuntrul tău o înțelepciune care este conectată la adevărul universal. Dacă ești dispus să privești în interiorul tău și să îți pui o întrebare simplă de genul: ce încearcă să mă înveți această experiență, iar apoi asculți în liniște, tu vei primi cu siguranță răspunsul. Cei mai mulți dintre oameni sunt atât de ocupați alergând încolo și încoace și creându-și această telenovelă pe care o numesc viață, încât nu își aud niciodată vocea interioară. Nu îți ceda niciodată puterea personală altor oameni, imaginilor pe care și le creează aceștia în legătură cu binele și răul. Ei nu au puterea asupra ta decât în măsura în care le-o cedezi tu. Foarte multe grupuri de oameni își cedează puterea în favoarea altor grupuri. Acest lucru se întâmplă în toate culturile. De pildă, femeile din cultura noastră își cedează adeseori puterea în favoarea bărbaților. Ele afirmă frecvent lucruri de genul: soțul meu nu îmi permite. Exact asta înseamnă să-și cedezi puterea personală în favoarea altcuiva. Dacă ajungi să crezi așa ceva, tu te încui practic într-o celulă din care nu poți ieși decât dacă obții permisiunea unei alte persoane. Cu cât îți vei păstra mintea mai deschisă, cu atât mai multe lucruri vei învăța și cu atât mai mult vei crește și te vei transforma. O femeie mi-a povestit odată că atunci când s-a măritat era foarte supusă, întrucât așa fusese crescută. A avut nevoie de ani de zile pentru a realiza că această condiționare o ținea închisă într-o celulă. Ea a ajuns să acuze pe toată lumea pentru problemele ei, de la socrii până la soțul ei. În cele din urmă, ea a divorțat de bărbat, dar a continuat să-l acuze tacit pentru tot ce nu mergea bine în viața ei. A avut nevoie de 10 ani pentru a se elibera de aceste tipare mentale și pentru a-și recâștiga puterea personală. În final, ea a înțeles că singura responsabilă pentru faptul că nu și-a spus cuvântul și nu și-a luat apărarea a fost ea însăși, nu soțul și nu socrii ei. Aceștia nu au făcut altceva decât să reflecte înapoi către ea ceea ce simțea ea însă și în sinea ei. Un sentiment de neputință. Nu accepta să-și cedezi puterea personală nici pornind de la ceea ce citești. Îmi amintesc că acum câțiva ani am citit un articol într-o revistă binecunoscută despre o serie de subiecte despre care se întâmpla să știu câte ceva. După părerea mea, informațiile prezentate în revistă erau complet eronate, așa că am renunțat să o mai cumpăr timp de foarte mulți ani de zile, întrucât și-a pierdut orice credibilitate în fața mea. Noi suntem singura autoritate din viața noastră și nu trebuie să credem că dacă o idee a văzut lumina tiparului, ea este neapărat adevărată. Faimosul conferențiar Terry Cole a scris o carte minunată intitulată Ce crezi tu despre mine nu este treaba mea. Exact așa ar trebui să stea lucrurile în cazul tuturor oamenilor. Ce crezi tu despre mine nu este treaba mea, ci a ta. De altfel, mai devreme sau mai târziu, gândurile tale se vor întoarce la tine, exact pe vibrația pe care le-ai emis. Atunci când devenim conștienți de noi înșine și de ceea ce ne dorim de la viață, noi putem începe să ne schimbăm. Unicul rol al vieții este să ne slujească. Tot ce trebuie să facem noi în această direcție este să-i cerem ceea ce dorim. Spune-i vieții ce-ți dorești de la ea, iar apoi deschide-te și primește ceea ce-ți oferă ea. Dizolvarea obstacolelor. Noi trebuie să realizăm ce se întâmplă în interiorul nostru pentru a înțelege la ce convingeri trebuie să renunțăm. În loc să ne ascundem durerea, noi ne putem elibera complet de ea. Înțelegerea blocajelor care te înlănțuie.
tiparele cronicizate ale urii de sine, vinovăției și autocriticii, amplifică stresul organismului și slăbesc sistemul imunitar. Acum că am înțeles ceva mai multe lucruri despre partea pe care o avem cu toți în interior, îți propun să examinăm ce anume ne împiedică să o folosim. Personal am convingerea că toți oamenii au în interior blocaje sau bariere care îi împiedică să se bucure de viață. Chiar și după foarte mult lucru cu noi înșine și după eliminarea foarte multor blocaje, noi și noi straturi de blocaje străvechi continuă să iasă la suprafață. Foarte mulți oameni se consideră atât de neputincioși încât ajung să creadă că orice ar face, nu sunt și nu vor fi niciodată suficient de buni. Din păcate, ei își proiectează aceste defecte inclusiv asupra celor din jur, ajungând să considere că toți oamenii sunt la fel de disarmonioși ca ei. Cei care continuă să spună la orice vârstă, nu pot face cu tare lucru pentru că mama m-a învățat sau pentru că tata mi-a spus, încă nu s-au maturizat. Ceea ce îmi propun în această secțiune este să te ajut să elimini aceste blocaje și aceste bariere interioare, eventual să te învăți și anumite lucruri noi, despre care poate că nu știai nimic până acum. Cine știe? Poate că o anumită frază pe care o vei citi în continuare va produce în tine un declic, trezind în mintea ta o nouă idee. Îți poți imagina ce minunat ar fi dacă ai învăța în fiecare zi câte o idee nouă, care să te ajute să scapi de povara trecutului și să-ți creezi mai multă armonie în viața ta. Atunci când vei ajunge să înțelegi procesul individual al vieții, tu vei ști în ce direcție să o apuci. Dacă îți vei focaliza întreaga energie asupra procesului de lucru cu sinele, mai devreme sau mai târziu toate problemele și tiparele care trebuie dizolvate îți vor apărea limpede în fața ochiului interior. Cu toții avem provocări în viață. Nu există om fără probleme. Nimeni nu poate trece prin viață lin, fără să se confrunte cu niciun obstacol. Dacă o astfel de viață ar fi posibilă, ce rost ar mai avea să ne înscriem la această școală particulară numită Pământ? Unii oameni se confruntă cu probleme de sănătate, iar alții cu provocări relaționale legate de carieră sau financiare. Unii au prea puțin, iar alții prea mult. Eu cred că una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă oamenii este faptul că nu au nici cea mai mică idee în legătură cu convingerile și gândurile la care își doresc să renunțe. De multe ori, noi știm ce ne dorim și ce nu funcționează în viața noastră, dar nu înțelegem ce anume ne împiedică să ne bucurăm de ceea ce ne dorim. De aceea îți propun să ne ocupăm în continuare de blocajele care ne înlănțuie în mod curent. Gândește-te puțin la tiparele mentale, la problemele și la situațiile care te împiedică să mergi mai departe și să te bucuri de viață. De ce natură sunt acestea? În care din următoarele categorii se încadrează ele? Critică, teamă, vinovăție sau resentimente? Personal eu numesc aceste categorii principalele patru tipuri de blocaje. Care este categoria ta preferată? De pildă, categoria cu care m-am luptat eu cel mai mult în viața mea a fost o combinație de critică și resentimente. Foarte mulți oameni se încadrează în două sau mai multe categorii la fel ca mine. Tu din ce categorie crezi că faci parte? Ești măcinat cumva de teamă sau de vinovăție? Ești extrem de critic sau plin de resentimente? Resentimentele nu sunt altceva decât o formă de mânie refulată în subconștient. De pildă, dacă ai convingerea că nu ți se permite să îți exprimi mânia, cel mai probabil ai foarte multe resentimente acumulate în subconștient. Noi nu ne putem nega propriile sentimente. Oricât am dori acest lucru, acestea nu pot fi ignorate la infinit. Atunci când am fost diagnosticată cu cancer, eu am fost nevoită să mă examinez cu cea mai mare atenție, ajungând să recunosc multe lucruri despre care până atunci nu am fost niciodată dispusă să consider că îmi aparțin. Spre exemplu, eram o persoană plină de resentimente și purtam în mine foarte multă amărăciune acumulată în trecut. Pusă în fața realității crude, mi-am spus, nu mai ai timp pentru așa ceva, trebuie să te schimbi și asta cât mai rapid cu putință. După cum s-a exprimat foarte inspirat Peter McWilliams, tu nu-ți mai poți permite luxul gândurilor negative. Experiențele tale reflectă întotdeauna convingerile tale interioare.
La modul cel mai strict vorbind, tu îți poți deduce convingerile contemplându-ți experiențele. Oricât de tulburătoare ți s-ar părea această idee, toți oamenii din viața ta reflectă o anumită convingere pe care o ai despre tine. Dacă ești criticat tot timpul la serviciu, probabil că ești foarte critic tu însuți, imitându-ți părinții care te-au criticat cândva. Ori de câte ori ți se întâmplă un eveniment nedorit, tu ai cea mai bună ocazie de a privi în interior și de a te întreba: în ce fel am contribuit eu însumi la această experiență? Ce aspect din ființa mea crede că merită acest lucru? Cu toții avem tipare moștenite din familie. De aceea este foarte ușor să dăm vina pe părinți, pe copilăria noastră sau pe mediul în care am crescut. Dar acest lucru nu face decât să ne mențină blocați. În niciun caz nu ne poate elibera. Atât timp cât vom păstra această atitudine, noi vom rămâne niște victime și vom continua să repetăm aceleași experiențe la infinit. Nu contează ce ți-a făcut sau ce te-a învățat altcineva în trecut. Pornește de la premisa că astăzi este o nouă zi. Acum nu te mai poate controla nimeni. Momentul prezent este singurul în care îți poți crea propriul viitor, contribuind astfel inclusiv la viitorul acestei lumi. Nu contează nici măcar ce spun eu. Singurul care îți poate influența viitorul ești tu. Numai tu îți poți schimba felul în care gândești, în care simți, în care acționezi. Tot ce afirm eu este că tu poți face acest lucru, întrucât înăuntrul tău se află o putere superioară care te poate ajuta să te eliberezi de toate aceste tipare mentale, cu singura condiție să îi permiți. Amintește-ți cum te simțeai atunci când erai un copilaș foarte mic. La acea vreme te iubeai exact așa cum erai. Niciun copil de vârstă foarte mică nu își critică trupul spunând: „Oh, șoldurile mele sunt prea mari.” Copiii sunt pur și simplu fericiți ca un corp. Ei își exprimă liber sentimentele. Atunci când un copil este fericit, toți cei din jur își dau seama de acest lucru. Atunci când el este supărat, chiar și vecinii află. Copiii nu se tem niciodată să își exprime emoțiile în fața celorlalți oameni. Ei trăiesc întotdeauna în momentul prezent. La fel ai fost și tu cândva. După ce ai crescut, tu ai început să îi asculți pe oamenii din jurul tău și ai învățat de la ei tiparul fricii, al vinovăției și al criticii. Dacă ai crescut într-o familie în care toată lumea era foarte critică, tu nu poți fi altfel la maturitate. Dacă ai crescut într-o familie în care nu ai avut voie să-ți exprimi mânia, probabil că te îngrozește gândul unei confruntări pline de furie, preferând să îți înghiți mânia și să o proiectezi asupra corpului tău. Dacă ai crescut într-o familie în care toată lumea era manipulată de sentimentul vinovăției, la fel te vei simți și ca adult. Probabil că spui tot timpul: îmi pare rău, și nu afirmi niciodată ceea ce gândești cu adevărat. Practic, nu poți obține ceea ce îți dorești decât prin manipulare. Pe măsură ce creștem, noi preluăm de la cei din jur aceste idei și pierdem astfel contactul cu înțelepciunea noastră interioară. De aceea noi trebuie să renunțăm mai întâi la aceste prejudecăți, întorcându-ne la acea stare de puritate pe care am avut-o cândva, pe vremea când ne iubeam cu adevărat pe noi înșine. Noi trebuie să regăsim minunata inocență a copilăriei și acea bucurie de a trăi manifestată clipă de clipă, pe care o simt copiii în starea lor beatifică de minunare. Gândește-te cu toată seriozitatea la adevărurile pe care dorești să le afirmi în legătură cu persoana ta. Formulează aceste afirmații într-o manieră pozitivă, nu negativă. În continuare, du-te în fața oglinzii și repetă aceste afirmații. Conștientizează obstacolele care stau în cale. De pildă, dacă faci afirmația „mă iubesc și mă aprob pe mine însumi”, fii foarte atent la eventualele mesaje negative care ies la suprafață din subconștient. Nu le respinge, ci privește-le ca pe niște comori, că cele vor deveni cheia care te va ajuta să descui poarta către libertatea ta. Cele mai multe dintre aceste mesaje vor aparține uneia dintre cele patru categorii amintite mai sus: criticism, teamă, vinovăție sau resentimente. Cel mai probabil tu nu ai ajuns singur la aceste concluzii, ci ai învățat aceste mesaje de la alți oameni. Unii oameni își aleg pentru această viață sarcini extrem de dificile. Convingerea mea este însă că noi ne aflăm aici pentru a învăța să ne iubim pe noi înșine, în pofida tuturor celorlalți.
Noi putem tranșe de oricând dorim limitările părinților sau prietenilor noștri. Dacă ai fost într-adevăr un copil cu minte pe placul părinților tăi, asta nu înseamnă decât că ai învățat foarte rapid modul lor limitat de a privi viața. Tu ai învățat ad literam ceea ce ți-au spus părinții tăi, iar acum continui să faci același lucru, deși ai crescut. Foarte mulți oameni mari continuă să audă în subconștient vocea părinților lor. Acest lucru nu este rău în sine. Înseamnă doar că părinții lor au fost niște profesori foarte buni, iar ei au fost niște elevi la fel de buni. A sosit însă timpul ca fiecare să gândească pentru sine. Atunci când se privesc în oglindă și încearcă să rostească afirmațiile pozitive pe care doresc să și le inoculeze în subconștient, foarte mulți oameni întâmpină o opoziție interioară. Acest lucru este firesc. Rezistența este primul pas care conduce către schimbare. Majoritatea oamenilor doresc ca viața lor să se schimbe în bine, iar dacă le spui să se schimbe cu tare lucru, îți răspund: cine eu? Nu, nu vreau să fac așa ceva. Alții trăiesc un sentiment de disperare. De multe ori atunci când te privești în oglindă și îi spui te iubesc, copilul interior îți răspunde: unde ai fost în tot acest timp? Te aștept de atâta vreme să mă bagi în seamă. Valuri de tristețe ies astfel la suprafață întrucât tu ți-ai neglijat copilul interior o perioadă foarte lungă de timp. Atunci când am predat acest exercițiu la unul din seminariile mele, o femeie mi-a spus că se simte extrem de speriată. Am întrebat-o ce anume o sperie și ea mi-a răspuns că a supraviețuit unui incest. Foarte mulți oameni au trecut prin această experiență traumatizantă și trebuie să învețe cum să o transceandă. Este interesant cât de des este întâlnită această experiență pe planeta noastră. La ora actuală, știrile despre incesturi au explodat pur și simplu, dar eu nu cred că acestea au devenit mai frecvente decât în trecut. Din fericire, societatea noastră a mai progresat, iar oamenii au ajuns la concluzia că și copiii au drepturi. Dintr-o dată, această plagă oribilă a societății noastre a devenit evidentă, sărindu-ne în ochi. Pentru a scăpa de această problemă, noi trebuie mai întâi să o recunoaștem. Abia apoi vom putea lucra asupra ei. Terapia psihică este extrem de importantă pentru cei care au trecut printr-un incest. Ei simt nevoia să-și găsească un spațiu în care să se simtă în siguranță pentru a putea lucra cu emoțiile lor. Abia după ce se eliberează de mânie și de rușine, pot ieși ei din acest spațiu privat în care se pot iubi pe ei înșiși. Indiferent care ar fi problema cu care lucrăm, noi trebuie să ne aducem în permanență aminte că sentimentele care ies la suprafața conștiinței noastre sunt simple emoții. Noi nu mai putem retrăi experiența. În schimb, trebuie să lucrăm pentru a ajuta copilul nostru interior să se simtă în siguranță. Mai mult, trebuie să-i mulțumim pentru că a avut curajul de a supraviețui experienței. De multe ori atunci când lucrăm cu o problemă dificilă, așa cum este incestul, este foarte dificil să acceptăm că persoana care ne-a abuzat a fost singurul lucru pe care îl putea face la vremea respectivă cu nivelul de înțelegere și cu cunoașterea de care dispunea. Toate actele de violență sunt comise de oameni care au fost abuzați ei înșiși. Cu toții avem nevoie de vindecare. Dacă vom învăța să ne iubim și să ne prețuim așa cum suntem, noi nu vom mai simți nevoia să rănim pe altcineva. Renunță complet la critici. Oamenii care suferă de boala criticii obișnuiesc să se critique la infinit pentru aceleași motive. Ei ar trebui să se trezească și să-și dea seama că aceste critici nu funcționează niciodată. Personal le recomand cu totul altă tactică, aceea de a se aproba tot timpul, exact așa cum sunt. Adeseori, oamenii critici atrag la rândul lor foarte multe critici tocmai din cauza tiparului lor mental. Noi primim întotdeauna ceea ce oferim Universului. Mulți dintre ei simt de asemenea nevoia să fie perfect tot timpul, dar cine poate fi cu adevărat perfect? Tu ai cunoscut vreodată un om perfect? Eu una nu am cunoscut. Ori de câte ori ne plângem de o altă persoană, noi ne plângem de fapt de un aspect care ne displace la noi înșine. Toți cei din jur sunt o reflectare a noastră, iar ceea ce vedem în ei, vedem inclusiv în noi înșine. De multe ori noi nu acceptăm diferite părți din ființa noastră. Ne abuzăm singuri consumând alcool și droguri, fumând, mâncând în exces și așa mai departe.
Toate acestea sunt modalități prin care ne autopedepsim pentru că nu suntem perfecți. Dar cine ne cere acest lucru? De regulă, noi încercăm prin perfecționismul nostru să îndeplinim așteptările unei persoane care a jucat un rol important în primii noștri ani de viață. De aceea, detașează-te. Este suficient că existi. Vei descoperi astfel că ești un om minunat, exact așa cum ești în momentul de față. Dacă ai fost întotdeauna un om foarte critic care a privit viața printr-un filtru extrem de negativ, vei avea nevoie de timp pentru a învăța să o privești cu mai multă iubire și cu mai multă acceptare. Renunță la critică, care nu este altceva decât un obicei, nu realitatea ființei tale, și învață să ai mai multă răbdare cu tine însuți. Îți poți imagina ce minunat ar fi dacă ne-am putea trăi viața fără a fi vreodată criticați de altcineva? Cât de liberi și de confortabil ne-am simți. În fiecare dimineață ne-am trezit având sentimentul că începem o nouă zi minunată din viața noastră, întrucât toată lumea ne-ar iubi și ne-ar accepta și nimeni nu ne-ar mai critica și nu ar mai avea nimic împotriva noastră. Tu îți poți oferi deja această fericire. În acest scop, învață să îți accepți toate acele calități care te fac unic și special. Experiența vieții trăite în armonie cu tine însuți este una dintre cele mai sublime. În fiecare dimineață, atunci când te trezești, tu te poți bucura de noua zi pe care o vei petrece în compania ta. Atunci când te iubești pe tine însuți, tu scoți automat la lumină tot ce este mai bun în tine. Nu vreau să spun cu asta că vei deveni un om mai bun, căci asta ar însemna că acum ești suficient de bun. Cert este că vei descoperi noi modalități mai pozitive de a-ți împlini nevoile și de a exprima într-o mai mare măsură cine ești cu adevărat. Vinovăția ne face să ne simțim inferiori. Adeseori oamenii îți transmit mesaje negative deoarece aceasta este maniera cea mai simplă de a te manipula. Ori de câte ori cineva încearcă să te facă să te simți vinovat, pune-ți următoarele întrebări. Oare ce dorește? De ce procedează în acest fel? Nu accepta nicio clipă să fii de acord cu el. Da, are dreptate, sunt vinovat. De aceea trebuie să fac ceea ce îmi spune. Mulți părinți își manipulează copiii prin intermediul vinovăției, întrucât la fel au fost crescuți și ei. Ei își mint copiii făcându-i pe aceștia să se simtă inferiori. Chiar și după ce cresc, acești copii continuă de multe ori să fie manipulați de rude și de prieteni, pentru că nu au învățat să se respecte singuri, dar și pentru că sunt obișnuiți ei înșiși să-i manipuleze pe cei din jur. Foarte mulți oameni trăiesc cu povara vinovăției. Ei simt întotdeauna că greșesc sau că nu fac ce trebuie, motiv pentru care își cer tot timpul scuze. Ei nu sunt dispuși să se ierte pe ei înșiși pentru ceva ce au făcut în trecut. Din cauza atitudinii lor, ei se condamnă pentru aproape tot ce fac. Dacă te afli în această categorie, lasă norii din viața ta să se risipească. Nimeni nu te obligă să trăiești în acest fel. Învață să spui nu și pune-i la punct pe cei care încearcă să te manipuleze prin intermediul vinovăției. Nu spun că trebuie să te înfuri neapărat pe ei, dar nici nu mai trebuie să le faci jocurile. Dacă nu ești obișnuit să refuzi pe cineva, spune-i foarte simplu: nu, nu voi face acest lucru, fără prea multe amănunte. Nu-i oferi persoanei manipulatoare argumente și pretexte care să o ajute să te critique, clătinându-ți astfel fermitatea deciziei. Dacă oamenii vor vedea că nu mai ești dispus să te lași manipulat, ei vor renunța să mai încerce. Nimeni nu te poate controla decât dacă tu îi permiți acest lucru. Chiar dacă te vei simți vinovat prima dată când vei spune nu, te asigur că odată cu practica îți va fi din ce în ce mai ușor. Una din femeile care au participat la unul din seminariile mele mi-a spus odată că are un copil născut cu o boală de inimă congenitală. Ea se simțea vinovată pentru acest lucru, fiind convinsă că era vina ei că a făcut ceva în perioada sarcinii care l-a făcut pe copil să se nască astfel. Oricare ar fi adevărul, vinovăția nu rezolvă niciodată nimic. De altfel, în cazul ei nimeni nu a greșit în niciun fel. I-am spus mamei că este posibil ca sufletul copilului să fi luat singur această decizie înainte de a se naște, în scopul de a învăța o lecție împreună cu mama lui. Am învățat-o să-și iubească copilul, dar și să se iubească pe sine și să renunțe la sentimentul că a făcut ceva rău.
Acest gen de vinovăție nu vindecă niciodată pe nimeni. Dacă faci ceva care îți provoacă regrete, nu mai faci acel lucru. Dacă ai făcut ceva în trecut care te face să te simți vinovat, iartă-te pe tine însuți. Dacă îți poți corecta greșeala, fă-o și nu o mai repeta. Ori de câte ori simți o stare de vinovăție, pune-ți întrebările. Care sunt convingerile mele legate de mine însumi? Cui încerc să-i fac pe plac? Observ apoi convingerile din copilărie care ies la suprafața conștiinței tale. Majoritatea clienților mei care au provocat accidente de mașină trăiesc un sentiment profund de vinovăție și nevoia de a se autodepăși. Alții au o mare ostilitate reprimată, fiind convinși că nu au dreptul să spună ceva în apărarea lor. Vinovăția simte întotdeauna nevoia să fie pedepsită. De aceea, foarte mulți oameni care se simt vinovați devin propriilor judecători, procurori și călăi, condamnându-se la o închisoare autoimpusă. Ei se pedepsesc singuri, dar nu-și dau seama că procesul a fost nedrept, întrucât s-a desfășurat fără prezența unui avocat al apărării. A sosit timpul să ne iertăm pe noi înșine și să ne eliberăm. O doamnă în vârstă de la unul din seminariile mele mi-a povestit că simte o stare de vinovăție profundă din cauza fiului ei, o persoană de vârstă mijlocie. Acesta era singurul ei copil și după ce a crescut a devenit o persoană foarte retrasă. Femeia se simțea vinovată întrucât l-a crescut într-o manieră foarte severă. I-am explicat că a procedat așa cum a crezut ea că era mai bine la vremea respectivă, ținând cont de nivelul ei de înțelegere. Toți copiii și aleg singur mamele înainte de a se întrupa, așa că la nivel spiritual fiul ei știa foarte bine în ce se bagă. I-a mai spus că își risipește inutil energia simțindu-se vinovată pentru un lucru pentru care nu mai poate face nimic. Femeia a oftat. Păcat că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Îmi pare rău că nu mi-am făcut cum trebuia datoria de mamă. Asta înseamnă să-ți risipești inutil energia. Această atitudine nu-i mai putea ajuta fiului la ora actuală și, din păcate, nu a ajutat nici pe ea. Vinovăția poate deveni o povară foarte grea și îi face pe oameni să se simtă inferiori. Am învățat-o pe participanta la seminarul meu ca de fiecare dată când simțea apărând sentimentul de vinovăție să își spună ceva de genul: nu, nu mai sunt dispusă să accept acest sentiment. Îmi propun să învăț să mă iubesc pe mine însămi. Îmi accept fiul exact așa cum este. Dacă va continua să facă acest lucru, tiparul mental va începe să se schimbe. Chiar dacă nu știm cum să ne iubim pe noi înșine, simplul fapt că ne propunem să ne iubim poate produce o schimbare foarte mare în ființa noastră. Tiparele negative nu merită pur și simplu să fie cultivate. Lecția pe care o avem de învățat este întotdeauna aceeași: să ne iubim pe noi înșine. Lecția femeii din exemplul de mai sus era să se iubească pe ea însăși, nu să își vindece fiul. Acesta a apărut în viața ei tocmai cu scopul de a învăța să se iubească singur. Ea nu putea face acest lucru în locul lui, așa cum el nu îl putea face în locul ei. Adeseori, religiile organizate se pricep de minune să-i facă pe oameni să se simtă vinovați. Multe dintre ele se pretează la orice pentru a-i ține pe oameni înregimentați, manipulându-i în special atunci când sunt foarte tineri. La ora actuală noi nu mai suntem însă copii, așa cum nu mai trebuie să ne lăsăm înregimentați. Suntem adulți, așa că putem decide pentru noi înșine în ce dorim să credem și în ce nu. Chiar dacă arhetipul copilului interior continuă să se simtă vinovat, adultul din noi poate schimba cu blândețe copilului convingerile. Ori de câte ori cultive o emoție negativă, iar apoi o reprimi, tu creezi o stare de haos în interiorul tău. Iubește-te suficient de mult pentru a-ți permite să-ți manifesti propriile emoții. Lasă-le să iasă la suprafață. Dacă ai foarte multe emoții reprimate și le dai drumul să iasă, este posibil să plângi zile în șir sau să te înfurii tot timpul. Va trebui să lucrezi foarte mult cu tine. Iată câteva afirmații pe care ți le sugerez și care pot ușura acest proces, astfel încât să te simți mai confortabil. Mă eliberez acum cu ușurință de toate convingerile mele negative anterioare. Mă simt bine la gândul că mă voi schimba. Calea mea a devenit lină, mă eliberez de trecut.
Atunci când le permiți emoțiilor tale să iasă la suprafața conștiinței, nu le judeca. În acest fel nu ai face decât să le reprimi și mai mult. Dacă treci printr-o mare dilemă sau printr-o criză profundă, repetă-ți că te simți în siguranță și că dorești să lași emoțiile tale să se manifeste deschis. Afirmarea unor astfel de sentimente pozitive va genera schimbările benefice pe care le dorești. Descătușarea sentimentelor. Chiar și o tragedie se poate transforma într-un beneficiu nesperat dacă o privim ca pe o lecție care ne permite să creștem din punct de vedere spiritual. Descătușarea mâniei într-o manieră pozitivă. Toți oamenii se înfurie din când în când. Mânia este o emoție onestă. Dacă nu este manifestată deschis, ea se va manifesta în interiorul corpului, dând naștere unei boli sau unei afecțiuni. La fel ca și în cazul criticismului, noi ne înfuriem de fiecare dată din cauza acelorași lucruri. Dacă suntem furioși, dar simțim că nu avem dreptul să ne manifestăm deschis furia, noi înghițim în sec și o refulăm în interior, fapt care dă naștere resentimentelor, amărăciunii și depresiei. De aceea cel mai bine este să găsim o cale prin care să ne descătușăm mânia, dar într-o manieră care să nu fie destructivă. Există mai multe metode prin care ne putem descătușa într-un mod pozitiv mânia. Una dintre cele mai bune constă în a vorbi deschis cu persoana care ne-a trezit acest sentiment, eliberând astfel aburul interior aflat sub presiune. De pildă îi putem spune: sunt supărat pe tine pentru că... Dacă simțim nevoia să țipăm la cineva, înseamnă că mânia noastră s-a acumulat de foarte mult timp. Există și cazuri în care simțim că nu ne putem adresa persoanei care ne-a trezit această stare de mânie. În astfel de situații, o metodă foarte utilă constă în a ne adresa ei în fața oglinzii. În acest scop, găsește un loc în care să nu poți fi deranjat de nimeni. Atunci când te uiți în oglindă, privește-te în ochi. Dacă nu poți face acest lucru, privește-ți nasul sau gura. Dacă este posibil, imaginează-ți că persoana din fața ta este aceea care te-a înfuriat. Amintește-ți de momentul cu pricina și simte din nou starea de mânie pe care ți-a declanșat-o la vremea respectivă. Spune apoi persoanei de ce ești atât de supărat pe ea. Nu te sfii să îți arăți sentimentele reale. Spune-i ceva de genul: sunt supărat pe tine pentru că... mă simt rănit pentru că mi-ai făcut. Mi-e foarte teamă pentru că tu... Lasă-ți emoțiile să iasă la suprafață. Dacă simți nevoia să-ți manifesti fizic mânia, ia o pernă și începe să o lovești. Nu te teme să-ți lași mânia să își urmeze cursul natural. Și așa ai ținut-o prea mult timp închisă în tine. Nu mai trebuie să o dublezi și cu un sentiment de rușine sau de vinovăție. Reține. Toate emoțiile noastre sunt gânduri aflate în acțiune. Ele slujesc unui scop și dacă le eliberezi din mintea și din trupul tău, tu faci astfel loc pentru alte emoții și pentru alte experiențe, eventual mai pozitive. După ce ți-ai exprimat cât mai deschis mânia împotriva persoanei care te-a supărat, fă tot ce poți pentru a o ierta. Iertarea este un act de eliberare și principalul ei beneficiar ești tu. Dacă nu poți ierta persoana în cauză, exercițiul devine un act negativ și nu va avea efecte vindecătoare asupra ta. Există o diferență între eliberarea de mânie și reaprinderea ei. Construiește-ți un discurs de genul: gata, s-a terminat. Experiența a rămas în trecut. Nu sunt de acord cu acțiunea ta, dar îmi dau seama că ai făcut așa cum ți s-a părut cel mai bine, ținând cont de nivelul de înțelegere și de cunoașterea ta de atunci. Am încheiat cu acest capitol. Te eliberez și mă detașez de tine. Acum ești liber și la fel sunt și eu. Dacă este cazul, practică de mai multe ori acest exercițiu până când simți că ai scăpat cu adevărat de întreaga mânie acumulată împotriva persoanei în cauză. Eventual, poți lucra cu aspecte diferite ale mâniei tale. Procedează așa cum te simți inspirat. Există și alte metode pe care le putem folosi pentru a ne elibera de mânie. De pildă, putem țipa ținându-ne o pernă pe față, putem lovi pernele, patul sau un sac de box. Putem scrie o scrisoare plină de ură pe care o putem apoi arde. Putem țipa din toți rărunchii în mașină cu geamurile închise. Putem juca tenis sau golf lovind minge după minge cu conștiința că ne manifestăm astfel furia interioară.
Putem face exerciții fizice, putem înota sau putem alerga în jurul blocului. Ne putem descrie sentimentele în scris, folosind însă mâna nedominantă. Procesul creator este prin excelență o modalitate de eliberare a emoțiilor. Un participant la un seminar de-al meu mi-a spus odată că a folosit o alarmă pentru a-și programa o ședință de țipat cu o pernă pe cap. Și-a acordat 10 minute pentru a se elibera astfel de toate frustrările acumulate împotriva tatălui său, dar a constatat că după 5 minute era deja epuizat. La fiecare 30 de secunde el se uita la ceas, dar numai pentru a constata că mai are câteva minute bune la dispoziție. Personal, m-am eliberat de mânie lovind patul și țipând ca din gură de șarpe. La ora actuală nu mai pot aplica această metodă întrucât am mai mulți câini care se sperie și cred că sunt supărată pe ei. De aceea, în prezent, prefer să țip în mașină cu geamurile închise sau să sap o groapă în grădina casei. După cum poți vedea, tu poți fi oricât de creator dorești atunci când îți propui să te eliberezi de emoțiile tale. Sfatul meu este să faci o activitate fizică pentru a te elibera de emoțiile prea intense, desigur, într-o manieră care să nu-ți facă niciun rău. Nu trebuie să devii nicio clipă un pericol pentru tine sau pentru cei din jur. Mai mult, amintește să comunici cu puterea ta superioară. Interiorizează-te și conștientizează faptul că există un răspuns pentru mânia ta, pe care îl poți primi cu ușurință. O metodă terapeutică foarte utilă este meditația și vizualizarea mâniei tale care se scurge liberă afară din corpul tău. Transmite-i celeilalte persoane iubirea ta și conștientizează dizolvarea disarmoniilor care vă separă în lumina acestei iubiri. Propune-ți să devii mai armonios. Poate că mânia pe care o simți are rolul de a-ți atrage atenția că nu comunici suficient de bine cu ceilalți oameni. Dacă acesta este cazul, corectează-ți acest defect. Este uimitor cât de mulți oameni îmi povestesc cât de fericiți au devenit după ce și-au eliberat mânia împotriva altor persoane prin astfel de metode nepericuloase. Ei se simt ca și cum ar fi scăpat de o povară foarte grea. Una dintre cursantele mele mi-a povestit că i-a fost greu să se elibereze de mânia acumulată. Deși își înțelegea din punct de vedere intelectual sentimentele, ea nu le putea manifesta deschis. Când a reușit în sfârșit să-și descătușeze mânia, ea a lovit din răsputeri pernele, țipând și numindu-și în toate felurile mama și fiica alcoolică. În final a simțit că de pe piept se ridică o greutate enormă. Cu prima ocazie când a primit vizita fiicei sale, ea nu se mai putea opri din îmbrățișări. Eliberarea de mânie a lăsat un mare loc gol în inima ei, pe care l-a umplut cu iubire. Poate că ai fost mânios toată viața ta, poate că porți în tine o stare obișnuită de mânie, după cum o numesc eu. La cel mai mic declic, tu te enervezi. Tot ce se întâmplă în viața ta te enervează și nu reușești să depășești deloc această stare de spirit. Starea obișnuită de mânie este o copilărie. Ea nu înseamnă altceva decât dacă tu dorești ca lucrurile să ți se deruleze întotdeauna așa cum vrei tu. Dacă te afli în această situație, poate că ar fi util să spui câteva întrebări. De ce optez eu pentru a fi tot timpul mânios? Cum procedez pentru a crea mereu aceleași situații care mă enervează? Este aceasta singura modalitate prin care pot reacționa în fața vieții? Este această stare de lucruri ceea ce îmi doresc? Pe cine pedepsesc eu? De ce îmi doresc să rămân în această stare de spirit? Ce convingerea mea stă la baza acestor frustrări? Ce vibrație emit care trezesc în ceilalți nevoia de a mă irita? Cu alte cuvinte, de ce crezi că pentru a trăi viața trebuie să te enervezi tot timpul? Eu nu spun că nu există multă nedreptate în lume. Cu siguranță există momente în care ai tot dreptul din lume să te enervezi. Starea obișnuită de mânie nu este însă bună pentru corpul tău, întrucât își face să lași în el. Observă lucrurile asupra cărora te focalizezi în cea mai mare parte a timpului. Așează-te în fața oglinzii timp de 10 minute și privește-te în față. Pune-ți următoarele întrebări. Cine ești tu? Ce-ți dorești de la viață? Ce te face fericit? Ce pot face eu ca să te simți fericit? Îi impune să te schimbi, creează-ți un spațiu interior în care să nu cultivi decât tipare optimiste, vesele și pline de iubire.
Foarte mulți oameni se enervează în timp ce se află la volanul mașinii. Ei își exprimă astfel frustrarea față de ceilalți șoferi care încalcă regulile de circulație sau vociferează. Personal, am renunțat cu mult timp în urmă să mă mai enervez din cauza celorlalți șoferi. Ori de câte ori mă urc la volanul mașinii, îmi exprim iubirea față de ea. În continuare afirm faptul că sunt întotdeauna înconjurată de șoferi competenți, fericiți și calmi. Toți șoferii din jurul meu sunt foarte buni. Datorită acestor afirmații, în suflet mi s-a inoculat o convingere care mă face să atrag foarte rar șoferii incompetenți în jurul meu. Chiar și aceștia mă lasă în pace, preferând să-i agaseze pe cei care le fac semne cu mâna sau care țipă la ei. Mașina ta este o extensie a ta, la fel ca tot restul mediului în care trăiești. De aceea transmite iubirea ta. Transmite-le de asemenea iubire tuturor celor care conduc alături de tine pe șosea. După părerea mea, părțile mașinii tale nu diferă prea mult de cele ale corpului tău. Spre exemplu, una din angajatele mele mi-a povestit că simte că nu are o viziune, că nu își dă seama încotro se îndreaptă viața ei sau încotro dorește ea să se îndrepte. Într-o dimineață ea a descoperit că parbrizul mașinii ei era complet acoperit cu noroi. O altă persoană pe care o cunosc mi-a povestit odată că se simțea blocată cu viața ei. Nu putea nici să avanseze, nici să se întoarcă din drum. Pur și simplu stătea pe loc. Într-o zi, un cauciuc al mașinii s-a desumflat și nu a mai putut mișca mașina în nicio direcție. Știu că pare o prostie la prima vedere, dar nu am putut să nu rămân fascinată să constat cum terminologia folosită de aceste două persoane pentru a-și descrie actuala stare mentală s-a potrivit atât de bine și în cazul mașinii lor. A nu avea o viziune înseamnă să nu vezi nimic în fața ta. Un parbriz acoperit cu noroi descrie cel mai bine metaforic vorbind această stare de lucruri. În mod similar, un cauciuc desumflat exprimă perfect situația în care te simți blocat. De aceea, data viitoare când ai o problemă cu mașina, notează defecțiunea. Cine știe, poate că există o legătură între ea și ceea ce simți tu în momentul respectiv. S-ar putea ca rezultatele să te lase cu gura căscată. Într-o zi, cred că voi scrie o carte pe care o voi intitula Cum să-ți vindeci automobilul. A existat o vreme când oamenii nu înțelegeau conexiunea dintre corpul și mintea lor. Eu cred că a sosit timpul să ne lărgim și mai mult această înțelegere, studiind inclusiv conexiunile care există între mintea noastră și mașinăriile din jurul nostru. La urma urmelor, fiecare situație din viața noastră reprezintă o lecție din care putem învăța ceva. Dacă știm cum să procedăm, toate aceste situații se pot debloca, iar viața noastră poate începe să decurgă mult mai lin. Practic, mânia este cunoscută dintotdeauna și se manifestă de fiecare dată la fel. Nimeni nu poate scăpa de această experiență. Secretul constă în a o recunoaște ca atare și a o redirecționa într-o direcție mai sănătoasă. Dacă te îmbolnăvești, nu te enerva din această cauză. În loc să îți orientezi mânia împotriva trupului tău, mai bine iartă-l și umple-l cu iubire. Oamenii care îngrijesc bolnavi ar trebui să-și aducă aminte să aibă grijă inclusiv de ei înșiși. În caz contrar, ei se vor epuiza și nu le vor mai fi de niciun folos prietenilor sau membrilor familiei pe care îi îngrijesc. Lasă-ți sentimentele să se manifeste libere. Dacă vei învăța să-ți exprimi mânia într-o manieră pozitivă, vei avea foarte mult de câștigat și viața ta se va transforma într-o manieră nebănuită. Resentimentele generează o varietate foarte mare de boli. Un resentiment nu este altceva decât o stare de mânie care a fost refulată foarte mult timp. Marea problemă a resentimentelor este aceea că ele își găsesc sălași în corpul fizic, de regulă în același loc pe care îl consumă apoi ca o carie. Printre consecințele frecvente ale resentimentelor se numără tumorile și cancerele. De aceea, reprimarea mâniei și lăsarea ei să se instaleze în corp nu este deloc benefică pentru sănătate. Dacă suferi de resentimente, cel mai bine este să le scoți la suprafață și să le manifesti deschis. Mulți oameni au fost crescuți în familii în care nu li s-a permis să-și manifeste mânia. Îndeoseb, femeile au fost învățate că mânia este ceva rău. Singurii care au dreptul să se înfurie sunt părinții. Așa se face ca acești oameni învață să-și înghită mânia mai degrabă decât să o exprime deschis.
De fapt, ei singuri sunt responsabili pentru acest mecanism. Nimeni nu îi mai obligă la maturitate să procedeze în acest fel. Scoicile construiesc straturi peste straturi de calcit în jurul firelor de nisip care intră sub carapacea lor, până când le transformă în niște perle minunate. Din păcate și noi ne ocupăm la infinit de rănile noastre, zgândărindu-le în continuu, dar ele nu se transformă deloc în perle, ci încep să sângereze. Este ca și cum am rulat la infinit același film vechi în mintea noastră. Dacă dorim să ne eliberăm de vechile răni, singura cale constă în a le transcende. Unul din motivele pentru care femeile fac atât de des chisturi și tumori la nivelul uterului este ceea ce eu numesc sindromul mi-a făcut un rău. Organele genitale reprezintă partea cea mai masculină a corpului în cazul bărbaților și respectiv cea mai feminină în cazul femeilor. Ele întruchipează fie principiul masculin, fie principiul feminin. Atunci când au parte de episoade emoționale dificile, îndeosebi în domeniul relațiilor de cuplu, oamenii le proiectează asupra acestor zone corporale. În cazul femeilor, ele se instalează în zona organelor genitale, partea lor cea mai feminină. Dacă sunt zgândărite la infinit, mai devreme sau mai târziu ele se transformă în chisturi sau în tumori. De regulă, resentimentele sunt foarte adânc îngropate în noi. De aceea, munca de scoatere la lumină și de dizolvarea lor poate dura multă vreme. Am primit odată o scrisoare de la o femeie care mi-a scris că, deși lucra cu un anumit resentiment, a făcut 3 tumori canceroase succesive. Ea nu reușea pur și simplu să-și dizolve resentimentul, așa că tumorile reapăreau de fiecare dată. Din felul în care mi-a scris, mi-am dat seama că nu era deloc dispusă să renunțe la amărăciunea ei. Prefera de 1000 de ori să-și extirpe chirurgical tumorile decât să lucreze cu iertarea. Cel mai bine ar fi fost să meargă pe ambele căi. Medicii sunt foarte pricepuți la extirparea tumorilor, dar atât timp cât nu ne vom rezolva problemele interioare, acestea vor continua să apară. Unii oameni preferă să moară decât să-și schimbe tiparele mentale și chiar mor. Am cunoscut mulți oameni care ar fi preferat mai degrabă să moară decât să-și schimbe obișnuințele alimentare. Și mulți dintre ei chiar au murit. Astfel de cazuri sunt foarte tulburătoare atunci când se întâmplă în cazul unor persoane pe care le cunoaștem și pe care le iubim, mai ales dacă știm că au de ales. Indiferent ce decizii luăm, acestea sunt întotdeauna corecte pentru noi, așa că nu putem învinovăți pe nimeni, nici măcar dacă părăsim planeta ca urmare a lor. La urma urmelor, cu toții vom părăsi această planetă mai devreme sau mai târziu, la momentul potrivit pentru noi. De aceea, noi nu trebuie să ne acuzăm niciodată că am dat greș sau că am făcut ceva greșit. Nu trebuie să ne simțim vinovați. Nu este vina nimănui. Nimeni nu a greșit cu nimic. Noi facem întotdeauna ceea ce știm mai bine, ținând cont de nivelul de înțelegere și de cunoaștere de care dispunem la momentul respectiv. Reține! Cu toții avem puterea înăuntrul nostru și cu toții ne naștem pe această planetă pentru a învăța anumite lecții. Sinele nostru superior este singurul care cunoaște destinul nostru în această viață și ceea ce trebuie să învățăm pentru a ne continua procesul de evoluție. Practic, nu există o cale greșită. Cu toții ne aflăm pe aceeași cale nesfârșită care duce către eternitate, scop în care ne naștem de nenumărate ori. Ceea ce nu reușim să rezolvăm în această viață, vom rezolva în alta. Sentimentele reprimate conduc la depresie. Depresia nu este altceva decât o stare de mânie orientată către sine. Este mânia celui care consideră că nu are dreptul de a se manifesta liber. Spre exemplu, unii oameni consideră că nu au dreptul să-și exprime mânia împotriva unui părinte, a soțului sau a soției, ori a unui angajat sau a celui mai bun prieten. Și totuși această mânie există. De aceea ei se simt blocați. În timp, această mânie se transformă în depresie. Un număr uriaș de oameni din zilele noastre suferă de depresie. În multe cazuri, această boală s-a cronicizat. Ieșirea din această stare este foarte dificilă în astfel de cazuri. Oamenii ajung să se simt atât de disperați încât nu mai sunt dispuși să facă niciun efort. Oricât de spiritual ne-am considera, cu toții trebuie să ne spălăm din când în când propriile rufe murdare.
Noi nu le putem lăsa să se adune într-un morman uriaș, spunându-ne în sinea noastră: eu nu sunt preocupat de astfel de probleme triviale, întrucât trăiesc în lumea mea metafizică. La fel trebuie să procedăm noi și cu sentimentele noastre. Dacă dorim ca mintea noastră să se manifeste liber, noi trebuie să ne spălăm din când în când rufele mentale murdare. Una dintre cele mai bune maniere de a face acest lucru constă în a ne acorda permisiunea de a ne manifesta mânia, astfel încât să nu mai cădem în depresie. La ora actuală au apărut numeroși terapeuți specializați în eliberarea mâniei. O ședință sau două cu un astfel de terapeut pot fi extrem de utile. Am convingerea personală că toți oamenii din această lume ar trebui să facă săptămânal o ședință de lovire a patului, indiferent dacă simt că sunt mânioși sau nu. Există terapii care încurajează pe pacient să-și autoinducă o stare de mânie pentru a se putea elibera apoi de ea. În ceea ce mă privește, consider că cei mai mulți dintre ei își mențin prea mult timp pacienții scufundați în această stare de mânie. La fel ca orice altă emoție care iese la suprafață, mânia nu poate dura mai mult de câteva minute. Dacă îi privim pe copii, constatăm că aceștia intră și ies din stările lor emoționale extrem de rapid. Noi ne cramponăm de emoțiile noastre și le reprimăm numai pentru că nu le manifestăm deschis. Autoarea Elizabeth Kubler-Ross predă la seminariile ei un exercițiu minunat pe care îl numește externalizare. Ea își pune cursanții să-și prindă mâna într-un inel de cauciuc și să lovească de nenumărate ori o carte veche de telefon, lăsând astfel tot felul de emoții mai vechi să iasă la suprafață. Atunci când îți eliberezi mânia, nu este nicio problemă dacă te simți stânjenit, îndeoseb dacă ai fost crescut într-o familie care consideră că manifestarea deschisă a mâniei este ceva rău. Prima dată când vei practica un exercițiu de eliberare a mâniei, ți se va părea extrem de ciudat, dar treptat te vei obișnui cu această metodă care ți se va părea din ce în ce mai amuzantă. În plus, efectele ei pot fi extrem de puternice. Cu siguranță Dumnezeu nu te va urî pentru că te simți mânios. După ce te vei elibera complet de această mânie acumulată atâta vreme, tu vei percepe situația în care te afli într-o lumină nouă și vei găsi noi soluții pentru problemele cu care te confrunți. O altă sugestie pe care doresc să o fac tuturor celor care se simt deprimați este să apeleze la un nutriționist bun și să își purifice dieta alimentară. Este de necrezut cât de mult poate ajuta mintea o dietă corectă. Cel mai adesea oamenii deprimați consumă alimente sărace în substanțe nutritive, fapt care nu face decât să le complice și mai mult problema. De aceea, alegerea unei diete alimentare corecte îi poate ajuta foarte mult. De altfel, acest lucru este util și recomandabil pentru absolut toți oamenii. Peste toate, medicamentele pe care le luăm nu fac decât să agraveze și mai mult dezechilibrul chimic care există deja în corpul nostru. Renașterea este un alt proces minunat prin care ne putem elibera emoțiile, întrucât exercițiul transcende intelectul. Dacă nu ai încercat niciodată până acum o ședință de renaștere, îți recomand să o faci. Foarte mulți oameni au declarat că aceste ședințe i-au ajutat foarte mult. Metoda constă într-o tehnică specială de respirație care te ajută să te conectezi cu problemele pe care le-ai avut în trecut, astfel încât să le poți elimina apoi într-o manieră pozitivă. Un instructor calificat te pune apoi să repeți anumite afirmații. Toate aceste terapii reprezintă modalități extrem de eficiente de eliberare a tiparelor restrictive de la nivelul corpului. Ele funcționează însă diferit pentru fiecare om în parte. O metodă poate fi excelentă pentru o persoană, dar ineficientă pentru alta. Noi nu putem afla care este cea mai bună metodă pentru noi, decât încercându-le pe toate. Librăriile sunt pline de cărți care oferă terapii alternative. Multe magazine de alimente naturiste oferă deseori buletine informative în care sunt prezentate diferite cursuri și seminarii. După cum se spune, când adeptul este pregătit, maestrul apare. Teama echivalează cu lipsa de încredere. La ora actuală, teama face ravagii pe această planetă. Nu există buletin de știri care să nu genereze o stare de teamă, vorbind despre războaie, crime, corupție și multe astfel de aspecte ale societății în care trăim. Teama nu este altceva decât o lipsă de încredere în sine. Datorită ei, noi nu avem încredere în viață.
Nu putem crede că la nivel superior cineva are grijă de noi, așa că simțim nevoia să preluăm controlul integral la nivelul conștiinței fizice. Așa se naște senzația de teamă, întrucât nimeni nu poate controla totul în viața sa. Transcenderea fricii nu înseamnă altceva decât un proces de reînvățare a încrederii în sine. Ai încredere în puterea din lăuntrul tău, care este conectată la inteligența universală. Cultivă-ți încrederea în această putere invizibilă și renunță să te mai bazezi exclusiv pe lumea materială. Asta nu înseamnă că nu mai trebuie să faci nimic în această lume fizică, dar dacă ai încredere în sine, tu poți avansa prin viață mult mai lin. Așa cum spuneam mai devreme, eu cred cu toată convingerea că tot ceea ce am nevoie mi este revelat. Am o încredere deplină în faptul că cineva dintr-o lume superioară are grijă de mine, chiar dacă nu pot controla tot ce mă înconjoară la nivel fizic. Atunci când prin minte îți trece un gând de teamă, acesta încearcă de fapt să te protejeze. Sugestia mea este să te adresezi astfel fricii. Știu că doresc să mă protejezi. Apreciez faptul că dorești să mă ajuți și îți mulțumesc pentru acest lucru. Oferă-i gândului de teamă recunoașterea pe care o merită, căci intenția lui este de a te ajuta. Atunci când corpul fizic percepe starea de teamă, glandele secretă un hormon numit adrenalină, menit să te protejeze de pericol. Observă-ți temerile și realizează faptul că nu ești una cu ele. Contemplă-le la fel cum te-ai uita la imaginile unui film pe un ecran. Realitatea pe care o percepi pe ecran nu se află cu adevărat acolo. Imaginile în mișcare nu sunt altceva decât cadre de celuloid, care se schimbă și dispar foarte rapid. Temerile noastre apar și dispar la fel de rapid ca aceste imagini. Ele nu rămân fixate în mintea noastră decât dacă ne cramponăm de ele. Teama este o limitare a minții noastre. Mulți oameni sunt terorizați la gândul că s-ar putea îmbolnăvi sau că ar putea rămâne fără casă, etc. Atunci când teama se transformă într-un mecanism defensiv, ea capătă atributele mâniei. Rolul ei este să ne protejeze. Repetarea afirmațiilor pozitive este însă mult mai eficientă, întrucât blochează recrearea mentală a situațiilor de care ne temem, care pot atrage apoi aceleași situații în viața reală. Mai presus de orice, noi ar trebui să ne iubim pe noi înșine, chiar dacă ne este teamă. Așa cum spuneam mai devreme, nu există o realitate obiectivă independentă de noi. Noi suntem centrul care atrage către sine tot ce se întâmplă în viața noastră. Toate experiențele și relațiile noastre reflectă tiparele mentale pe care le cultivăm în mintea noastră. Teama este opusul iubirii. De aceea, cu cât vom fi mai dispuși să ne iubim și să avem încredere în noi înșine, cu atât mai mult vom atrage aceste calități în viața noastră. Este uimitor cât de multe evenimente nefericite apar în viața noastră atunci când ne simțim terorizați, îngrijorați sau supărați, ori atunci când suntem nemulțumiți de noi înșine. Aceste evenimente se succed în cascadă în viața noastră, în astfel de momente părând că nu se vor opri niciodată. Exact la fel se petrec lucrurile și atunci când ne iubim pe noi înșine, doar că evenimentele care se succed în cascadă în viața noastră sunt pozitive. Totul pare să ne meargă bine în astfel de momente, de la lumina verde a semaforului pe care o prindem de fiecare dată și până la locurile de parcare pe care le găsim fără probleme. Viața noastră devine pur și simplu minunată, în toate detaliile, de la cele mai importante până la cele mai nesemnificative. De când ne trezim dimineața și până ne ducem seara la culcare, totul se derulează într-o armonie care nu pare să se mai sfârșească. Iubește-te pe tine însuți și ai grijă de tine. Fă tot ce stă în putere pentru a-ți întări inima, corpul și mintea. Apelează la puterea din lăuntrul tău. Stabilește o conexiune spirituală pozitivă și învață să o menții. Dacă te simți amenințat sau speriat, respiră conștient. Adeseori, atunci când ne temem, noi ne reținem respirația. De aceea respiră profund de câteva ori. Respirația este cheia care deschide spațiul interior în care se lășuiește puterea superioară. Ea îndreaptă automat coloana vertebrală, lărgește pieptul și îi oferă inimii spațiul necesar pentru a se desfășura. Respirația profundă elimină multe blocaje și conduce la deschidere interioară,
la expansiune, nu la contracție. Iubirea poate curge astfel liber prin noi. Repetă următoarea afirmație. Eu sunt una cu puterea care m-a creat. Mă simt în siguranță. Totul este bine în lumea mea.